Anul viitor va fi unul în care politicienii își vor etala cele mai mari calități, vor face cele mai năstrușnice promisiuni, căci vor fi 4 rânduri de alegeri: europarlamentare, parlamentare, locale și prezidențiale. Reprezentanții UDMR din județ sunt pregătiți pentru 2024, iar liderul maghiarilor din Hunedoara, Iuliu Winkler, spune că formațiunea politică pe care o reprezintă va participa la toate alegerile, fiind pregătită să și câștige. Pe anul 2024 vine cu o provocare chiar fără precedent pentru România, pentru că în mai puțin de 8 luni de zile vom avea 4 rânduri de alegeri naționale, vom avea în primul rând alegerile pentru Parlamentul European, care sunt deja fixate, 9 iunie 2024 este data, apoi în toamnă urmează alegeri locale, alegeri pentru Parlamentul României, bineînțeles, și alegerile pentru președintele României, foarte scurt, în 8 luni de zile, și foarte importante aceste alegeri, pentru că este puțin neobișnuit. Deci alegerile pentru Parlamentul European, fiind primele, vor fi un fel de indicație despre, eu știu, atmosfera politică din România, despre ceea ce sprijină alegătorii din România, care este oferta pe care ei o acceptă. Președintele UDMR Hunedoara, europarlamentarul Iuliu Winkler, a declarat la DEVA că formațiunea politică din care face parte va avea candidați pentru toate cele 4 rânduri de alegeri de anul viitor. Din toamnă vom încerca, așa mici cum suntem noi, pentru că suntem o formațiune politică mică în județul Hunedoara, însă dorim să continuăm relațiile constructive, dorim să participăm la aceste alegeri și dorim să le și câștigăm, dacă se poate, nu neapărat în județul Hunedoara, ci la nivel național. UDMR va participa la toate alegerile, vom avea candidați pentru Parlamentul European și dorim să depășim pragul electoral confortabil și să avem o prezență în Parlamentul European. Vom avea, bineînțeles, alegeri locale și eu cred că undeva cei 200 de primari pe care UDMR are astăzi în Transilvania, mulți dintre ei vor recâștiga un nou mandat. Acolo unde avem nevoie de noi candidați, îi vom găsi și ne vom adresa publicului cu acești candidați. Evident, Parlamentul României cu grupuri parlamentare în ambele camere, în Camera Deputaților și în Senat, și astfel să încheiem anul 2024 cu succes. Hunedoreanul Iuliu Winkler este pregătit să candideze din nou pentru încă un mandat în Parlamentul European, iar alegerile vor avea loc în 9 iunie 2024.